Una dintre cele mai des întâlnite afecțiuni cu care pacienții se confruntă este boala parodontală sau parodontoza, așa cum este cunoscută de către cele mai multe persoane. Netratată la timp, parodontoza poate duce la pierderea dinților naturali. Boala parodontală mai este numită și boala dinților frumoși, boala dinților sănătoși. Aceasta afectează țesutul superficial al dinților și țesutul profund. Dacă nu este tratată la timp, aceasta poate duce până la pierderea tuturor dinților. Ca și factor principal cauzator de boală parodontală, avem de-a face cu placa bacteriană, care, dacă nu este îndepărtată, se poate transforma în tartru dentar. Acesta se depune și deasupra gingiei și sub gingie și astfel poate afecta țesutul de susținere al dintelui. De asemenea, sunt și alți factori determinanți în boala parodontală, cum ar fi factorul genetic sau obiceiuri vicioase, tartru dentar, malpoziții dentare. Principalele simptome care ar trebui să ne îngrijoreze în apariția bolii parodontale sunt reprezentate de sângerările gingivale. Aceste sângerări pot apărea în mod spontan sau la periajul dentar. Totodată, gingia își poate modifica forma, volumul sau culoarea din roșu în roșu violaceu. Pacienții se pot confrunta cu senzație de mâncărime sau usturime la nivelul gingiilor. De asemenea, pot apărea retracții gingivale sau chiar mobilități dentare. Și, bineînțeles, pacienții relatează că au un gust neplăcut sau respirație urât-mirositoare. Pacienții se prezintă în cabinet, li se efectuează o igienizare profesională, după care se vor efectua niște măsurători parodontale cu o sondă specială care are niște gradații. Cu acea sondă noi putem observa dacă au apărut pungi parodontale, dacă sunt retracții gingivale și cât de mobili sunt dinții. În funcție de aceste măsurători ne dăm seama de stadiul de evoluție al bolii și în funcție de stadiul acestei boli efectuăm tratament. Cum ar fi? Chiuretajul pungilor parodontale, decontaminarea cu laser a tuturor dinților pentru a steriliza și a decontamina toate bacteriile din interior și aplicăm la final soluții antiseptice sau chiar medicamentoase cu antibiotic, paste cu antibiotic. Boala parodontală poate fi prevenită printr-o igienă orală corectă, utilizarea mijlocelor adjuvante de curățare, cum ar fi dușul bucal, ața dentară, periuțe interdentare. Pacienții trebuie să se prezinte obligatoriu din 6 în 6 luni la controle periodice, iar pentru pacienții care prezintă deja boală parodontală, controlele sunt un pic mai scurte, la timp mai scurt, adică pacienții ar trebui să se prezinte cam la 3, din 3 în 3 luni, în funcție de gravitate, pentru a ține sub observație evoluția bolii. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun.